În decurs de câteva zile, liderul socialiștilor Igor Dodon a avut două vizite în Federația Rusă. După ce a întreprins weekendul trecut, când s-a văzut cu reprezentanții diasporei, noaptea trecută politicianul a revenit dintr-o nouă deplasare de la Moscova. O echipă TV8 l-a surprins în timp ce ieșea în grabă din clădirea aeroportului prin zona VIP, după care a urcat în automobil fără a reacționa la solicitarea echipei noastre de a răspunde la întrebări. Mai mult, un angajat al aeroportului a blocat accesul reporterului nostru și a ținut echipa de filmare la distanță de socialist. Vă rog frumos! Igor Dodon a aterizat la Chișinău la bordul unei curse regulate în jurul orei 1:40. Aeronava a pornit de pe aeroportul internațional Șeremetevo. Fostul președinte de țară, care în prezent nu deține nicio funcție în stat, a folosit ieșirea prin zona VIP. Afară era așteptat de un automobil, altul decât cel folosit în ultima perioadă. La ieșire am vrut să-l întrebăm despre vizita sa la Moscova, însă un agent din baza aeroportului ne-a blocat accesul. Nu-mi vreau, Agentul de pază a restricționat accesul în preajma sălii VIP și până la aterizarea avionului, motivând că așa i-au fost date indicațiile. Obiectul se află în pază. Treci să vă rog în partea vehiculului și astăzi vezi în partea șeie. Dar care este problema dacă stau aici? Obiectul s-a fost pază și eu îmi pun indicațiile ca să vă trec în partea vehiculului. Vă rog, tot să vedem acolo. Astăzi, redacția TV8 a cerut explicații de la administrația aeroportului privind acțiunile colaboratorului, însă deocamdată nu am primit vreun răspuns. Între timp, nu se știe când a plecat liderul PSRM la Moscova, câte zile s-a aflat acolo, cu cine a avut întrevederi și dacă are vreo legătură vizita sa cu alegerile parlamentare anticipate care au loc peste două săptămâni. Cert este că în ultimele două zile politicianul nu a publicat pe paginile sale sociale fotografii de la întâlnirile publice sau de la evenimentele de familie. L-am telefonat astăzi pe Igor Dodon în încercarea de a obține detalii despre scopul vizitei sale la Moscova. Socialistul însă ne-a întrerupt apelul, iar mesajele pe care i le-am trimis le-a ignorat, deși le-a văzut. Și purtătoarea de cuvânt a PSRM Carmena Sterpu nu ne-a răspuns la apeluri. În schimb, în cadrul ediției sale, Igor Dodon răspunde, acesta nu a pomenit nimic despre aflarea sa în capitala rusă, dar a vorbit despre întâlnirea cu diaspora din Petersburg și Moscova, ce a avut loc săptămâna trecută. Da, bila ușor хороші дві встречі із нашими гражданами в Санкт-Петербурге. В Москве побольше встреча была. Даже несмотря на то, что я планировал по 1,5-2 часа, мы по 3,5 часа очень детально обсуждали, даже времени не хватало, потому что в конце нужно было какие-то еще интервью давать. După întrevederea cu diaspora, Dodon însă a revenit acasă și a participat la câteva evenimente publice. Acesta figurează pe locul 2 în lista blocului electoral PSRM și PCRM pentru alegerile parlamentare anticipate.